Am zis să mai fac un experiment. Am cele trei panouri de pe partea dreaptă a blocului, luminate toate trei, legate în paralel. Și mergem dincolo. Și am astea alte trei panouri de pe partea cealaltă a blocului, care sunt neluminate. Bun. Nu sunt legate. Numai cele de pe partea cu soare. Zice că primește bateria are 12,6V. Primește 17V de la panouri. Și bagă pe baterie 4,1A. Să verificăm. Fir pe cea 4,43. Bun. Leg și panourile de pe partea asta altă. Am legat și panourile astea, umbrite, e ce zice asta, 12,6 bateria, 21V de la panouri, bateria 12,3V, 12,4, de la panouri vin 16V, 15, 14, 17, pe baterie 4,3A. Să și măsurăm. Niciodată pe panouri mi se bagă 2,A pe un fir, 3, pe la alt, de la astea vin 0,5A. Bun, nu știu cum să filmez. 404. Decuplez cultura de ce panourile umbrite. Deci 4 și 15. Decuplat un fir și am 3,96. Nu vreau să fac ceva prostii. 3,8. Cuplez și panourile umbrite. Le decuplez. 3,8. Scade ceva. 0,1. Decuplez, 4, decuplez, 3,8. Bun, mergem pe la alt fir. Decuplat, cuplez, 4,74 cu panourile umbrite. Decuplez, 4,56. Părerea mea că nu trebuie diode care să separe
panourile pe partea stângă cu a blocului cu panourile de pe partea dreaptă a blocului. Și chiar dacă unele sunt pe o parte cu umbră, altele sunt pe partea cu soare, treaba funcționează. Luați-vă un regulator MPPT care incontestabil e mult mai bun decât un PVM, WM. Mulțumesc!